în Spania, în Italia, în Franța, peste tot deja am încercat să ne extindem și să ne extindem și în afară, pentru că și acolo avem romi de-a noștri care sunt plecați la lucru și sunt cu probleme și acolo vrem să avem constituite organizații, să vedem, să putem vedea cu ce probleme se confruntă. Mai ales că președintele nostru, deputatul Nicolae Păun, deține și președinția Comisiei în Parlamentul României, președinția Comisiei Drepturile Omului, Culte și Minorități. Adică știm cu toții că drepturile omului sunt în primul rând o problemă mare și mai ales la romii noștri poate că mai sunt cu perdea, să spunem, chiar în județ, poate că mai puțin aici la noi, dar în alte județe poate că pe probleme de discriminare. Sigur nu ți-o spune pe față că ești rom sau ești țigan și nu te primește la lucru sau nu ți-o spune pe față că nu te primește într-o instituție sau hai mâine sau hai poimâine. Sigur, am primit și de la domn deputat această împuternicire ca la nivel de județ Partida Romilor să identifice câte două, trei cauze pentru că este și departamentul pe discriminare și să le trimitem spre București să, sigur, să știe dacă sunt probleme de genul ăsta. Cred că și colegii mei vreau să vă transmită câte ceva. Pe urmă vreau să vedem un pic cu ce probleme vă confruntați, care sunt problemele dumneavoastră, să le ascultăm, așa cum au spus și domnul comandant, să le puneți pe hârtie și, sigur, la următoarea întâlnire, prin protocol, așa cum am spus-o, să prindem și un jurist la Partida Romilor, să venim în fața dumneavoastră cu un jurist care știe legile, care cunoaște problemele și să, dacă aveți probleme pe legi sau pe domeniul ăsta, să îi puneți întrebări și sigur el să vă răspundă dacă n-avem ce să ne lăudăm, să spunem că noi cunoaștem legile sau cunoaștem lucrurile astea de pe probleme juridice. Iar în rest, cred că, așa cum spuneau și domnii comandanți, aveți televiziunea prin cablu, emisiunile noastre, Astru de Treflă, care în fiecare duminică, cred că le urmăriți, o parte din dumneavoastră, duminică de duminică, de la 7 la 8, scoatem în evidență problemele romilor din județ, scoatem în evidență probleme culturale, scoatem problemă, chiar duminică am fost la Năsău și am filmat 40 de familii de romi care s-au pocăit la Biserica Baptistă, i-am filmat duminică, dăm pe post, unde chiar spuneau autoritățile locale din Năsăud, că Năsăud, Valea Spinului, cred că de aia eu dat și tenta Valea Spinului, că erau mai spinoși, erau scandaluri, erau infracționalități, spuneau că deja s-au schimbat mult în bine, pentru că romii nu mai fac infracționalități, romii nu mai fac probleme și chiar i-au dat tenta de denumire a cartierului din Valea Spinului să nu mai fie Valea Spinului, să fie Valea Dragostei, pentru că deja romii încep să vadă altfel lucrurile. Eu n-am decât să vă mulțumesc că ați venit să ne întâlnim și vă doresc multă sănătate, putere, ca bunul Dumnezeu să vă dea putere în inimă și să treceți cu bine peste pasul ăsta, că se întâmplă la case mari. Oameni mari, oameni cu pregătire, oameni că fiecare greșește în viață, nu știi ce e sortit în viață și prin ce trece. Nu trebuie să punem pe toți la părete sau să-i spunem gata, au făcut. S-a întâmplat, sigur, omul prin experiența asta și prin asta au văzut ce, unde au ajuns și trebuie să se reabiliteze și să fie înapoi iară cum a fost pentru societatea noastră românească. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și bucurie. Colegii mei și eu o să vă spună scurt câteva ceva și pe urmă vă ascultăm. După cum a spus și domnul președinte Mircea Lăcătuș, în baza protocolului pe care îl avem cu penitenciarul Bistrița Năsăud, am stabilit împreună cu biroul executiv al Partidei Romilor să avem, și bineînțeles dacă sunteți dispuși la colaborare și noastră, să avem întâlniri trimestriale. Aceste întâlniri trimestriale vor avea rostul de a ne întâlni, de a discuta cu dumneavoastră, de a ne spune care sunt problemele cu care vă confruntați și în ce măsură vă putem noi ajuta pentru a le soluționa. Sper să fiți deschiși, să putem discuta deschis și în măsura în care vom putea să vă ajutăm, o vom face. Vă mulțumesc! În primul rând vă spun și eu bună ziua tuturor, fiind localnic al acestui oraș și născut
în acest oraș, mă uit printre dumneavoastră și din cunoștințele mele, nu sunt chiar atât de mulți din Bistrița. Dar indiferent de unde sunteți, important este să vă gândiți totuși că aveți pe cineva care, mai mult sau mai puțin, își dă interesul pentru voi. Eu sunt convins, după ce se va termina această ședință, mulți dintre dumneavoastră își vor pune întrebarea: bine, au venit oamenii ăștia aici, i-am văzut, i-am cunoscut, dar până la urmă ce ne pot ei face nouă sau cu ce ne pot ei ajuta? Sau e numai așa un blablau și ăsta, au venit și ei aici să fie prezenți? Nu e adevărat. Cel puțin o spun din proprie inițiativă, spunându-mă în felul următor. La vârsta pe care o am, nu sunt eu chiar atât de bătrân, poate par mai bătrân, n-am numai 40 de ani, am ajuns la ideea la vârsta asta să încep o facultate. O facultate de drept. Și din ce cauză? Reprezentând această etnie, am văzut că mulți din etnia noastră nu-și cunosc drepturile. Și în multe situații, să o zicem așa cu ghilimele de rigoare, mulți îi duc cu pluta. Neștiind, necunoșcându-ți drepturile, neavând posibilitatea materială în unele cazuri de a apela la un jurist sau la cineva în măsură să le explice drepturile care le au și așa mai departe, unii dintre ei ajung cum ajung. Tocmai din cauza aceasta și la nivel central, datorită deputatului pe care îl avem, s-a ajuns la concluzia din luna aceasta să se pornească acest proiect pentru a avea un jurist în fiecare județ, nu neapărat numai pentru dumneavoastră cei care sunteți aici, chiar și pentru romii din Libertate. Că mulți, poate în unele cazuri, au probleme cu terenurile, cu casele, știu mai ce, poate nu-și permit un avocat ca să-și angajeze un avocat și cel puțin vin și întreabă și își cunosc următorii pași ce trebuie să-i facă. Bineînțeles, fără să dea niciun ban. De se știe că un om informat știe pe ce cale să pășească. Cum zicea și colegii, orice om greșește în viață. Cred că lucrul cel mai important este să încercăm să nu mai greșim. Și din punctul meu de vedere, zic eu, nu sunt pocăit, să nu credeți că sunt pocăit, nu sunt pocăit. Dar adevărul, cum se zice, îl vedem prin cuvântul lui Dumnezeu. El ne face mai buni, mai milostivi și încercăm să gândim cum trebuie să gândim. Spre sfârșit, eu atât vă pot spune, încercați din suflet, vă rog, mulți dintre dumneavoastră care au greșit, să nu mai greșească, pentru că, după cum bine știm,